găsit pe r/oddly satisfying. Ediție specială deoarece avem urechi astăzi fără căști. Este episodul 100 de Oddly Satisfying și este un episod special. Nu cred că e 100. Nu am idee ce episod este, dar fie nu mai contează. Hai să vedem ce mai este popular, satisfăcător, domnilor, să ne mai relaxăm puțin astăzi. E Rafael, dar sunt și fete care se uită la video. This tabby cat embroidery took 50 plus hours, peste 50 de ore pentru pisica asta. Să dăm puțin mai jos. Cu ață, băieți. Cât de meticulos este. Îți dai seama să faci cu creionul, da, cu ață. Mă, ce mișto pare. Chiar zici că are păr, ești nebun? Ia. Wow, pisica! Sunt sigur că unul dintre voi, gen, are o pisică ce arată așa. 100%. Unul dintre voi trebuie să fie. De asemenea, îl avem pe tipul acesta, l-am văzut și eu în feed, când mă uit pe Reddit, și zice că eu fac cuțite și unul dintre clienții mei mi-a cerut o dovadă, o cerere, nu știu cum să zic, mi-a cerut o cerere, ok, Rafael 2020, am înțeles, mă rog, i-a cerut clientul, bă, șefule, arată-mi cât de ascuțit mi-ai făcut tu cuțitul și e puțin sassy tipul ăsta, îl ține așa cu degețelele și taie hârtia. O mai e? No, e pe repeat. Da, funny, funny, funny. De asemenea, avem pe Patrick. Am dat deja thumbs up și vă încurajez și voi să dați la videoclip like dacă vă place seria, pentru că știu că vă uitați când vă recomand YouTube-ul, dar nu dați like, gen. Unii dintre voi, nu zic toți. Aici face o, cum să vă zic, o formă cu tipul acesta pe care nu știu cum îl cheamă, că nu prea am văzut SpongeBob când eram mic. Zi, de se imprimă. O lipești de ceva și rămâne forma. Vocea mea se duce deja. Vedeți ce zic? L-a decupat întreg, i-a lăsat doar rama. Și apoi... boing! Rămâne imprimat pe vecie. Bun, mai departe. Dancing with Bujeng. Are cineva dintre voi un Bujeng? Bujeng e bun de parolă. Dar nu știu exact dacă e satisfăcător. Adică probabil e, dar într-o anume măsură. Baking perfectly. Ce nebea asta scârboasă? Ne face un tort ceva? Nu ne face tort, ne face plăcințică. O, naiba, dar muncește ăsta. O să dăm peste, pentru că știți că e video și nu avem voie să ne uităm chiar la tot. Ne facem așa o mică reacție. A făcut un wow! Șaurele, bă! Wow! A, și-l și mănâncă. Ia, taste test. Când a dat din cap, știi că e bun. E clară treaba. Dar nu mă băga aici, arată în direct așa. Dă-i! Sharp knife smoothly slicing wood. Asta o fi tot tipul ăla. O fi tot tipul mai devreme cu cuțitul. Și că un cuțit ascuțit, mă rog, taie lemnul. Suprafața. Subțire. Aici avem un... culorile și simetria templului din India, Ranganathswamy. Bun de parolă. Când am văzut postarea asta, mă gândeam... imaginează-ți ca templele să arate așa inițial și în timp, mă rog, li s-a luat culoarea și au mai rămas doar pietrele. Nu cred că am mai văzut clădiri atât de colorate, adică ar fi ceva ireal să vezi în viața reală. Cred că locul ăsta, dacă ar exista, ar avea miliarde de poze pe Instagram. Gen, să vezi ceva atât de colorat? Oare cum îi mențineau culoarea? Sunt curios. Cred că îl tot revopseau, nu? Sau că îi se duce repede și e făcut foarte frumos. E mesmerizing, nu știu cum se zice în română, dar este satisfăcător, să zic așa. Astea le-am mai văzut, niște... iarbă de asta, niște liane, vines, cum ne-ai pasă zice la vines în engleză, în română, nu știu. Tipul ăsta clar a muncit mult timp aici. Uitați-vă cât de ușor bagă... ok, întrebare, ăstea sunt goale sau au apă în ele? Mă gândesc că au apă în ele, nu? Că le sunt umplute și le bagă aici ca să le trimită, să le exporteze, importeze, ce naiba le face. Cred că au apă, sau? Le manevrează prea ușor, mă, un bidon de ăla e greu. Frățiorul, uite, hop, 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 ăsta e antrenamentul de brațe. După aia mai face și la picioare, cară cu ele, eu știu. Le ia de jos, le pune pe rafturi.
sus de tot, fuge cu el în spinare și aia e. De multe mai duci la sală. Carving a cube inside a cube. Asta e mișto, l-am mai văzut în trecut. Știu că voi n-ați văzut, că nu v-ați uitat la episod, dar o să vă arătăm direct ideea principală. Un cub în cub. Nu, mi se pare că data trecută am văzut o sferă în cub. Era un cerc în cub. Street performance, sending waves down. Oh, merită mult respect oamenii ăștia. Merită mult respect. Că e o bătaie de cap să fii street performer. Să stai pe stradă și nemișcat și chestii. Înțeleg, da. Chain reaction, băieți, chain reaction. Ați încercat vreodată să faceți ceva de genul? Trebuie chiar să te plictisești, cred, ca să faci așa ceva. Dar necesită și mult timp. Multă gândire. Aici, interesant, injectează ceva în înghețată, dacă știți ce zic eu. Ia uite-l. Holy! Vreau să mănânc înghețata aia chiar acum. Trebuie să am grijă ce spun, că am văzut că mă puneți pe compilații pe TikTok cu femei cu fundul mare. Am văzut. Mai știu ce am zis. Nemernici, și apoi îmi dau prietenii. Ia uite, bă, ce s-au făcut ăștia. Am mai zis odată, era o înghețată sau ceva de genul și am zis, mamă, ce-aș băga botul. Și da, n-a ieșit bine, băieți, am apărut în multe compilații. Aoleu. Ok, trebuie să-l dau mai jos la mine pe ecran, ăsta e centrat, dar la voi nu, îmi cer scuze. Ok, trebuie să mă uit aici. Mierea perfectă. Cum alunecă. Vezi, acum aș putea zice ce aș băga limba în mierea asta, dar cine știe pe naiba știe unde mai apar. Și îi vine în cap? Îi vine în cap. Ok. Da, îi vine în cap. Bam! Mamă! Ăsta e mai nou pe vezi, de acu' o zi. E un pantof. Bă, arta asta o pot aprecia. Să faci tort din așa ceva, știi ceva, ai respectul meu. Gen, imaginează-ți, aș vrea să vă văd fețele când dau drumul la livestream și zic, bă, băieții, na, azi e ziua mea și mănânc niște tort. Și vin pe o farfurie cu chestia asta și încep să mănânc din ea. Gen, aș vrea să văd reacțiile oamenilor. Priceless. Da. Ok. Nu e o mem. Ok. Felul în care platforma apare și dispare. Frumos. Flower sugar candy. De când am mai mâncat vată de zahăr? Când eram eu mai mic și stăteam pe la țară, mă duceam la bâlci. Interesant. Liquid effect, asta e nisip de la quicksand. Sau nu e quicksand? Asta chiar e satisfăcător, cred că ai sări și tu dacă ai vedea. Ok. Am mai văzut-o. Bă, n-avem nimic de thumbnail, asta e problema adevărată pe YouTube. Că dacă n-avem un thumbnail bun, voi nu dați click pe video. Tristul adevăr. Deci trebuie să ne uităm și de un thumbnail bunicel. N-a fost niciunul până acum, din păcate. Asta e un gadget foarte șmecher. L-am văzut și pe YouTube ca și, mă rog, l-a prezentat cineva. Este o măsuță cu o bilă care sub masă este un mecanism, un magnet și plimbă bila. Și poate să facă diferite design-uri. Dar durează foarte mult, după cum bine vedeți, să le facă. Însă, da, e satisfăcător. Ce să mai? Avem tortulețul. Wow, am mai văzut-o asta, dar arată super șmecher. Cum arată un avion fără scaune? Zici că e, nu știu, zici că e navă spațială. Ia vezi masa asta. Se extinde. Boom, frumos.
Îmi place, îmi place, îmi place. N-am de ce să vă mint, băieți. îmi pare rău de șoferul respectiv. Yoink. Îmi pare rău, e amuzant, dar îmi pare rău de șoferul respectiv, că trebuie să ai os. Nu știu ce reacție poți să ai în situația aia. Sincer. Naughty bartending skills. Mai știți când am jucat jocul ăla cu barmanul? Și făceam de-alea nebune? La foc, bă. Ați bea așa ceva? Da, nu știu dacă aș bea așa ceva, sincer. Dar... dar da. La răci cu gheață. Ok, ok, ok. Filmăm de vreo 11 minute, cred. Mai continuăm, continuăm. The way the rainbow appears. Ăsta este aparatul care creează curcube. Nu o să mă credeți, uitați-vă. V-am zis. Aparatul care creează curcube. Think you'll change my job title to Rainbow Maker instead of Airport Firefighter. Și nu-i pe asta, că nu înțeleg. Avem nevoie de un om de știință să ne explice fenomenul. Ok. Pasărea la se bălăcește. Ia uite-o. Oh, n-ai, vă zici că e extraterestru cum arată, nu știu. Unele creaturi de pe pământul ăsta. The way the man's face fits just nicely. Da. Asta e relaxant. Să mergi cu niște muzicuță în urechi, cu un podcast, ceva. Și să te plimbi prin natură. Asta am mai văzut-o. E repostare deja și nici măcar n-a apărut bine. Culege de-alea coacăze sau ce naibă ar fi, că niciodată nu știu cum se zice la blueberries. Afine. Nu știu. Tare, tare. Aici. Aha, ia formă. Asta e... mi-am și aminte de Bob Ross, un tip care picta și făcea șmecherii de genul. Tare, tare. Ce naiba e asta? Homemade lava lamp. Ia! Hai să vedem, arată-ne. Suntem la ora de fizică. Sau de chimie, ce e asta? Cred că dacă am avea experimente de astea și la școală, cred că ar face lecțiile mai interesante, nu? Schimbă cu totul când vezi practic. Și îți explică după aia, asta face așa, asta e așa, asta e așa. Cam vine să strănut și e drept. Și nu e bine deloc dacă vine să strănut. Ok, lava lamp-ul. E din cauza că n-am căști. Sunt alergic dacă n-am căști. Aici ce mai avem? Felul în care untul acesta ia formă. Holy, a luat formă untul. Măi, Rafael, dar de ce nu te uiți la tot? Eu vreau să te uiți la tot. Uite, de asta nu mă uit la tot. Cel mai tragic și trist lucru pe care pot să-l văd e gunoi în ocean și pe plajă. Ah, mă face să mă urc pe pereți. De ce există așa ceva? Plasticul e o invenție genială, dar în același timp nu e genială. Gen, ne trebuie un plastic care se descompune. Înțelegeți ce zic? Gen, plasticul nu mai știu cât durează, 100 de ani sau... fine, bă. Wow, ia vezi, thumbnail, tată, l-am găsit chiar... Punem iar gogoașa, mă? Nu te cred. Avem de două ori gogoașa la rând. Și asta cred că e una nouă albastră. Bă, gogoașa, băieții, gogoașa. E, Rafael, ai făcut clickbait, ai pus în thumbnail și n-ai arătat în video. Mă dezabonez. Asta sunt eu când aud un comentariu de la un abonat, așa. Ăsta, durează mult până la asamblează, nu știu de ce m-am uitat la tot videoul. Dar, carton unit, îl vedeți? Cum îl bagă? Dararam, 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 și e scaun.
Și apoi făceau ăștia mișto în comentarii că, nu știu, i-a curs ceva apă sau nu mai știu ce și s-a stricat o scaunul. Deci dacă ți se varsă un pahar de apă în timp ce stai pe scaunul ăsta, gata. S-a terminat jocheria. Trecem mai departe. Apare odată la 1000 de ani. Umbra s-a aliniat exact. Ok, foarte frumos. Avem nevoie de un OK counter. Să spună cineva în comentarii de câte ori am zis OK. Asta este o aplicație ce pune un zâmbet pe fețele oamenilor. Deci, așa, unde toată lumea e plictisită și n-are chef de viață și deodată, boom, ca pe GTA Vice City când ai băgat un cod. Știți codul ăla Everyone is rich? Pe GTA Vice City ai băgat Everyone is rich și toată lumea e bogată. Toți au mașini șmechere. Așa ești cu zâmbetul. Boom, haideți să fim fericiți, băieții. Boom, boom, boom. Da, se uită pe telefon. Boom, boom. Ar trebui să fac vlog așa sau bine, oricum nu apar oamenii la mine în vlog neapărat, dar ar fi tare o chestie de genul. Ok. This amazing sugar art. Ia să vedem. Iar a dat mă ăsta la final. Wow, eu vreau să văd tot. Porumb. Aia, urăsc insectele, dude. Nu înțeleg de ce trebuie să-mi urăsc eu insectele. Am pățit de câteva ori, mi-au intrat niște greieri pe aici pe sub birou. Mamă, cât m-am chinuit să-i scot, nu știu cum intră pe geam, sar, fac lucruri. Wow, și asta e bună de thumbnail. Și ne cam apropiem și noi de un mic final. Avem cable out the box. Am înțeles. Japonia, bă. Nu știu. E frumos peisajul așa, dar vreau neapărat să ajung în Japonia. Și cred că o să-mi placă atât de tare încât vreau să mă duc de mai multe ori. Singura problemă e cu limba, dar dacă te duci cu un ghid sau ceva de genul, Japonia e chiar mișto, lăsând la o parte mică asta caterincă cu anime-uri și gen că eu sunt weeb și mă uit la foarte multe anime-uri și am văzut sute de anime-uri și așa. Japonia, într-adevăr, e gen mentalitatea oamenilor de acolo este cu mult, mult mai avansată decât a noastră. Adică stăteam și mă gândeam că povesteau niște prieteni că purtau mască și gen intrau cu masca în magazin și făceau aia de la magazin mișto de ei. Și mă gândeam, Doamne, cât de înapoiați suntem noi ca și popor. Nu toți, absolut nu toți, dar zic câțiva dintre noi suntem de înapoiați. Gândiți-vă că ăștia din partea, din Asia, purtau mască doar când răceau. Adică acolo vezi casual oameni pe stradă cu mască pentru că au răcit și nu vor să îmbolnăvești. La noi cred că știm cu toții cazul când se îmbolnăvește un coleg și trimite boala la toți colegii, ne îmbolnăvim toți din clasă. Adică, da, e ceva acolo în Japonia, e ceva. Partea asta din Asia, e ceva, e ceva. Chiar mi-ar plăcea să vizitez, e puțin scumpicel, dar chiar mi-ar plăcea să vizitez Japonia. Știți și voi că PewDiePie s-a mutat în Japonia și a cumpărat casă, așa. Adică e ceva cu locul ăla. E ceva, ok? E ceva. Tastatura asta. Băi, dacă vă plac tastaturile cu RGB, tastatura mea are RGB doar albastru și nu-l folosesc, pentru că am o tastatură 10 keyless, adică fără partea asta, știți? E doar atât tastatura mea. Și astea de la Corsair sunt foarte, foarte șmechere. De ce? Pentru că au un programel și în programelul respectiv poți să introduci diferite configurații și au un forum unde oamenii configurează diferite animații pentru tastatură, gen plouă, se duce de la stânga la dreapta, se aprinde anumite adică nu, astea sunt clasice, le are tastatura deja, dar sunt unele super, super specifice și super customizate. Dacă aveți tastatură de la Corsair și așa vedeți, căutați pe Google, dați câteva căutări că sigur găsiți. Eu aveam acum mulți ani, cred că acum vreo, nu știu, 3 ani, 4 ani tastatură de genul și aveam multe profile la aia. Asta e chiar mișto. Asta se joacă puțin cu creierul meu, băieți. Ok, suntem deja la postarea cu 500 de like-uri, nu știu exact cât de lung e episodul. Deja am ajuns să revedem repostări. De cine are postarea asta 500 de upvote-uri și gen următoarea după aia nu avea 1000 și ceva, 2000? În fine, băieți, dacă v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut ca să mai facem astfel de conținut în continuare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea de viitoare. Pa, pa!